egal cu vână pe
membru. Da. Egal și cu ne. Adică trebuie să duci și paralelă cu CP. Da. Și paralelă cu CP, ca acest punct P. Să-mi spună că e VP supra VC. Corect. Supra VC. Deci raportul VN pe N cu da. Egal cu VN supra V. Egal cu... Mie, indică mie că pe ăsta nu trebuie să le iau la întâmplare. Și tot, și la tot paralel cu CD. A, paralel cu CD și se duce singur la o treimă. Și la o treimă. Exact, exact. Bun. Aici, dacă aș uni pe M cu P, s-ar întâmpla că M, P e paralelă și eu cu AC. Corect. În același motiv. Și planul adisus e paralel cu planul J. Și atunci, iată că planul MNP e paralel cu planul ABC. Corect. Dar hai să ne oprim, pentru că am dat pe am tot adunat o serie de lucruri din ipoteză. Corect. Deci, în așa de, ce fac? Zice că pe M și în L luăm. Am și demonstrat ceva. Am și demonstrat tot. Am și demonstrat tot. Mână, zice așa, le luați așa, pe mână le ia așa fel, că se pare cu papirul. N-am luat. Dar nu am luat raportul de o treime, dar nu e obligatoriu să spun raportul. În continuare, pe, se ia pe VC, dar de așa fel, încât raportul VN pe VP supra PC. Adică, conform reciprocului Thales, asigurăm că pe N e paralel cu PC. Adică prin nu ducem o paralelă la BC, care să unească dreapta BC. Exact. Corect. Și de data asta, dacă unim pe M cu P și M cu P este paralel cu AC, din același motiv. Ce cere problema? Ceea ce am demonstrat, paralel cu ABC. Păi este că N P e paralel cu BC. Și N P fiind paralel cu BC, iar BC e o dreaptă din planul de jos, atunci N P paralel cu planul. Corect. Și M P paralel cu planul. Și M P paralel și acum planul. Păi M P din motivele acelei e paralel cu AC, iar AC e inclus în planul ABC. Corect. Și atunci e paralel. Și e paralel și planul. Dar M P de ce e paralel cu AC? Că cine? M P de ce e paralel cu AC? M P de ce e paralel cu AC? Minunat. Pentru că din faptul că mână e paralelă cu ABC, cu ipoteză, da. Exact. Înseamnă că VM supra MA da. Egal cu VN supra da. NB. Da. Da. Dar cum P a fost asigurat, a fel, așa că DP supra PC e egal în continuare, înseamnă că VM supra MA egal cu DP supra PC. Și atunci mă pui paralelă cu AC. Redacția. Deci, demonstrați. Cum încearcă? Cum mă paralelă cu AB. Mă paralelă cu AB. Rezultă la din aici. Dacă nu ne paralelă cu AB, rezultă că VM supra MA. Așa, VM supra A. VM supra A. Egal cu? Egal cu VP supra VP. VM supra A egal cu? VP. Dar de ce VP? Că M nu-i paralel cu AB. Deci se duce în triunghiul care? În fața VAP. Deci e în V, A, B. Deci, în triunghiul VAF, avem VM pe MA cu egal cu VN. A, cu VN pe NB. Așa. Cu VN supra NB. NB. Mai adăugăm că P-ul aparține lui CV segmentului CV, așa încât să avem VN supra NB egal cu VP supra VC.
La curte. Legea rezultă reciprocă de vremea lui Tone. Deci, de aici rezultă conform reciprocii tale. Reciproca lui Tone. Este de aceea că nu vă paralel cu băcă. Nu vă paralelă cu băcă. Și cum băcă este inclusă. De ce? De ce este inclusă în planul A, băcă. A, de ce? Din cele două rezultă că nu vă. Rezultă că nu. Paralel cu planul A, băcă. Cu A, băcă. Prima chestiune. Dar dacă punem dedesubt că V, N, V, N, V, e paralel cu V, M, T, M, A, V, N, sub asta, deci, V, N, sub A, N, V, e paralel, egal cu V, M, sub A, M, A. Din cele două ori este că și vă pute pe ce e al domnul pe vă, pe bă. Nu? Că vă ne pe ne bă, e comun. Deci rezultă că vă, pă, supra pe ce, egal cu vă, mă, supra, mă, a. Și acum, conform reciprocii lui Hales, înseamnă că mă, bă, e paralelă, Acest. Foarte. Și acum și A3. Și A3 se înabă când, în planul 10, când două rezultă că mă bă, e paralel cu A, de ce? Paralel cu A, de ce? Terminat problema. Da? Deci așa redactăm cu multă grijă toată povestea asta. Să vedem o altă problemă. Problemă? Atunci, de grijă și de tarnat?
Cum o să facem? Facem mai întâi un drept plâng? Cum o revedem? Soția asta cred că o prea mine de dreptulară, nu? Mergând în spațiu paralel. Da, de semnă, mi-e jumătate și tu vezi prea mine de dreptulară. Cu baza un dreptunghi, da? Cred că ai dreptate, că dacă e mâini în planul lui ABCD, da. Înseamnă că da. E în afară. Facem un deci, o piramidă, ai spus tu bine. Așa, de la BCD. Deci este vorba de ABCD. Dreptunghi. Și M nu aparține în planul ABCD. Deci e un punct la întâmplare, că undeva e mape un triunghi, da. Și o să avem, așa cum spunea și Miruna, e vorba de faptul că avem de-a face cu o piramidă. E în ce se vede. Da, e în ce se vede. O piramidă cu baza un dreptunghi. O piramidă cu baza un dreptunghi. Corect. E pe EMA. Pe EMA. Așa fel încât 8 și 24, nu? E mie de 8. Da, și... Și e A e de 24, da. Adică... 32 împărțit la 4. 4 în 4 pe asta. Uitați așa. Și aici este EU. Corect. Și asta este de 8. Corect. Și asta e de 32. De 24. Pardon, 24. Deci o treime și două treime. Iar F e pe MB cu cec al 9 și 36. Adică 50? Nu, 40. 45. Nu mai este în raportul ăsta, nu? Ce? MF și MB. A, MF și MB. Deci toată MB-ul e de 36. Deci are o pătrime. Tot. De ușor. Deci, practic, nu trebuie să spune tot așa, bată în două și încă în două. Pentru că numai așa, asta e de 9. Și toată e de 36. Și toată este de 36. Bun. Și trebuie să arătăm că e F-ul, adică asta, e paralel cu planul, e de ce? E... De ce? Cel din spate. Așa. E paralelă cu M de ce. Miruna mi s-a înțeleat, zici, îmi faci ca Mario. Exact. Nu am apucat să înțeleg problema. Haideți să o înțelegi împreună. Adică, e o piramidă, punctul E e o pătrime, da? Din tot, M este o pătrime din MB. Și MF este o pătrime din MB. Deci M e o pătrime din MA și MF o pătrime din MB. Înseamnă că scriu raportul M e supra EA egal cu M e supra EB și nu este asta din măsurile astea. Conform de ce vreți să vedeți, EA va fi paralelă cu AB. Și cum AB e cu DC și DC aparține pe AB? Și cum AB e paralelă cu DC din faptul că am dreptunghi? Aparține pe anumitul, că rezultă nu e fiul care... Paralelul de ce? Termină problemă. Simplu, da? Foarte simplu. Redactăm? Da. Demonstrație. Adem, hai să-l spunem. E, mie, supra, e, a, sau, cum mă întâlnesc, da. Că ar vece de dreptunghi. Și... O să spun, mai să mergem pe chestia asta. Okay. Că e, mie, supra. Supra, e, a. Da. Este egal cu MF. MF. Supra MB. Supra MB. Și de ce? De unde? Ca să fim
clar, ca să fie pentru toată lumea adevărul ăsta. Pentru că e mie supra, e mie cât fine, să vedem să scriu partea asta. E mie supra, ea, e 8 pe... E 8 pe 24. 8 pe 24. Da, da. Nu? Atunci, e egal cu EMF supra EMB? Hai să vedem. EMF cât este AB? EMF este 9. Supra EMB. Supra EMB. Supra EMB. Supra EMB. EMB trebuie scris, da? Iar EMB este 27. Și face aici o treime. E egal cu o treime. Altul nu mai e treimea, da? Sigur că da. Tu mi-ai spus IMF supra... Toată IMF. IMF, nu. Dacă dăceai pe IMF supra IMF, trebuia să mergi pe IMF supra IMF. Corect. Da. Da. Și acum, conform reciprocii lui Parades, rezultă că IMF e paralelă cu... AB. AB. AB aparține planului... O, A, B, C. B, inclusă, e dreaptă. B inclusă, nu A, B, C, D. A, B, C, D. Iar A, B e paralelă. De ce? O, de ce? De ce? Acolată în asta două, rezultă că e F. Rezultă că e F, paralel cu A, B, C, D. Nu, de ce? Asta mi-a interesat. E F paralelă cu... De ce? F, de ce? Da, și cum de ce aparține planului MDG? Și cum de ce este inclusă? Inclusă în planul MDG. Exact. MDG. Rezultă că e F. E paralelă cu planul. Paralelă cu MDG. MDG. Și mai răspunam și trecem la algebră. Nu, deja? Da, 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 uite că deja. Ok. Poziția
lui BC. Mână, lui mână, față de planul alfa. Mână, față de alfa. Demi. Calculat lungimile segmentelor. NG. NG e la sus. NG. NG. E la lungime. Mână. Mână. E la lungime și MG e la lungime. Și la genii. Și ce? Calculați perimetrul triunghiului B, mână. Perimetrul triunghiului B, mână. Facem un drum de triunghi. Facem un plan, nu? Sigur că da. În drum de triunghi, ca de ce? Nu ne spune nimic. Dar am văzut un triunghi. Corect. Noi știm triunghiul de triunghi, de regulă facem unghiul drept în sus. De ce? Da? Da. Mai întotdeauna. Deci A, B, C. În care avem... A, B, 3, 6. A, B, 3, 6. Noi invers la sfatul dat de profesor, că A, C e mai lungă. Invers, da? Da. Hai să facem B. Și ce? C. AB este 36. AC e 48. 36 și 48. Și multe AB. Da, astfel încât AM e 12. AM este egal deci, la 12. Păsim o treime, nu? Da. 1, 2, 3. Aici este 1. AM e 12. Și nu e pe AC, astfel încât AN supra N e egal cu 1 pe 2. A, nu supra mea. E la mijloc. E 1 pe 2, e jumătate, da. Bun. Aici este O. Mărul știu. Da. Mărul știu. Da. Dacă de ce e paralel cu plan alfa? Mână e paralel cu alfa. Mână. O să fie paralel cu alfa. Nu știu. Că da, pentru că mână e paralel cu bucă. Lui. Lor segmentele. Ba da, că am, o să fie cât e am, am e 12. E 12. MB e 24, AN e 16, NB e 32. Și o să dea 1 pe 2 la postul ăla. Sigur și că am încălcat. Și mână e paralel. Da, dar nu te grăbe. Dacă aici îmi ridic o treime și ai jumătate, cum să fie paralel mână cu 10? Ea zice că de la N la C e tot 24. Zice că toată AB e 36. Da. Da. Și AM e 12. Și AM e 12, da. AM. AM e 12, da. Corect. Și atunci o treime. Da. Da, trebuie să dăm ca AN pe NC egal cu 1 pe 2. AN pe NC egal cu 1 pe 2, da. Adică NC e 24, asta zice ea după. Adică AN plus NC pe NC egal cu 3 pe 2. A, N, P? Plus N, C, P, N, C. Egal cu 3 pe 2. Stai că nu aduci bine. Bă, cine corect am putut să facem? A, N, P, N, C egal cu 1 pe 2. Miruna, ca să fii paralel, cum asta e la mijloc, pentru la mijloc trebuie să fii și partea asta. Da? Ca să fii paralel, raportul în care taie pe una, o taie și pe cealaltă. Și acolo e o treime și acolo e jumătate. Sigur că da. Deci, e o treime și din cost și jumate. Doar segmentele M, B, cu N, C, de 24. Asta zice ea, da, cred. Dar nu mă... Nu mă duce... Deci, nu am cum să fiu de acord cu tine. Și nici nu ești de acord cu tine. Da. Tu tot ești de acord? Nu știu. Deci, am scris... Știți că avem acolo A, N, P, N, C, egal cu 1 pe 2. Ca A, N, P, N, C. Deci, A, N, P, N, C. Egal cu 1 pe 2. Facem A, N plus N, C, P, N, C, egal cu 3 pe 2. Deci aici rezultă A, N, plus N, C, plus N, C, P, N, C, totul pe N, C, egal cu 3 pe 2. Da. Și știm că A, N plus N, C, e 48. A, N plus N, C, A, N plus N, da, e 48. Deci echivalentul a spune că 48 supra P, N, C, egal cu 3 pe 2. Că e egal cu 3 pe 2. Și atunci nu că e egal cu 62, nu 48 împărțit la 2? Dar nu că nu e 24, mă. Păi nu e 24, nu că e
24, mare puțină. 48 ori 2 împărțit la 3, nu? Da, 48 ori 2, 96 împărțit la 3, îți dă mai mult. Păi 48 ori împărțit la 2, cât dă, mă? 4... Nu știu, mi-a dat 96 îți dă. 96 împărțit la 3... Cât e? 24. Nu-i 24. Dar 24 nu-i 24. La 3, 2. Nu, dar ceva l-am făcut corect acolo. Păi tu ce faci? An... supra n, c, e 1 pe 2, da? Da. Da. An, b, n, c, atenție! Aici nu suntem noi atenți. Exact. An, b, n, c, e 1 pe 2, da. Nu-i n la mijloc. Da, nu-i n. An, b, n, c, dacă ar da 1, ar fi n la mijloc. Are două ori a n-i n. De două ori a n-i n. Ai avut dreptate. Dar de două ori a n-i n, profesor, e dat cu n-i. Așa. Așa. N-am fost atent. Da, da. Te recunoaște. Nu suntem pregători. Deci, în momentul ăsta, raportul ăsta a n-i 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 ne asigură că e tot o treime. Exact. De două ori a n-i 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 n-i. De două ori ană e egal cu NC. Și atunci putem spune aici că l-am împărțit tot între aici, aici este N. Adi, hai să vedem încă o dată că aici am văzut-o din șurușe din nou. Să vezi ce s-a întâmplat. Deci eu zic că e și mare, mi s-o porbe. Deci, ană pe NC trebuia să fac 1 ca să fie la mijloc. Dar ea insistă și a insistat foarte bine dacă an, pe nâng, una e o parte și alta e două. Nu? Nu discutăm. Am dormit în papuci. Și atunci n este an, e o treime din ac. La fel, am e o treime din a, b. Și acum am n este paralel cu bc. Și dacă BC e paralel cu planul alfa, un plan alfa, da? Deci să spunem că am un plan alfa în care BC e paralel cu planul alfa, atunci și MN va fi paralel cu planul alfa. Corect. Da? Asta a vrut să ne zic problema. Să începem să redactăm. Pentru A, da. Și facem calculăm, să facem revizia. Aveți poziția, răspunsul corect este așa. Calculați INC. Hai să ne gândim la INC cum îl calculă. Ei, acolo este calculul. E simplu. Dar mai ce e? 48 îl împărțim la 3 și da. Și găsim INC două părți. Da. MN. MN facem teorema sumării. Sigur că da. Și pe BC o aflăm pe Pitagora, că e și un drept. Da. Ce ai? Dar putem fi răși... Dar chiar Pitagora direct, domnule, să facem asta. Că am îl știu. Am îl știu. Îl știu. În Pitagora găsim pe mână. Corect. Și M, C. Și M, C. Ia să vedem cum găsim M, C. Și M, C. Mergem într-un unghiul B, M, C. Sau în A, M, C. Excepție, mergem într-un unghiul. Da, mergem într-un unghiul B, M, C. Și am venit 24 și aici să-mi aflăm pe M, C. Și-mi aflăm din M, A, C. Cum ai să aduc-o. Că M, A, știm. A, că știm, avem un timp. Când am măcări, avem totul, domn profesor. Pe plânic, da, am măcări, știm, acel, știm, imediat a ieșit. Da, totul este banal de zăbat. Da, și perimetrul lui B, M, N. B, M, N. Pe mână îl știm, pe mână îl știm, numai pe mână trebuie să aflăm. Și mergem iar, la B, N, și la B, N, care are pe A, B. Dar nu mai fost în spațiu. Păi nu a fost în spate. Păi nu este asemenea. Decât dacă e o dreaptă paralelă cu un plan, și dreapta respectivă, mână fiind paralelă cu BC, paralelă cu plan alfa. Atât. Atât a fost ca idee. Redactăm, da? Demonstrație. Spunem că am supra mb da, egal cu am știu 12 pe... Dacă vreți pe A, B, ca să spunem 36.
Supra-scoare. Că știm și pe ame și pe acet, în propriu. A, mă, supra... Supra-ave. Ave. Ave. Da. Egal cu... Pune egal în partea asta. Da, 12 pe 36. Egal cu 12 pe 36. 12 pe 36, care face 1 pe 3. 3. Și egal cu an pe AC, care face AC, știu că este cât este AC? 48. Și acum îl avem pe an de acolo. An fiind o treime. Nu știu. De an pe lângă 1 pe 2, știți? Păi, ne ducem acolo. An pe lângă. Egal cu 1 pe 2, echivalentul, e la linia și-a rezultat aici, de unde NC, deci îl spun, da? NC, egal cu 2 ori pe 3 și egal cu 3 cu 48, o dată 6 ori 2, 32, nu așa? Deci NC e 32 și cu toate... E 48. 48. Deci am face din 48 scădut 32. 16. 16. Care face tot 1 pe 3. 1 pe 3. Înseamnă că egalitatea asta este corectă. Și vă duce conform teoremei, reciproșii teoremei lui Thales, că mână e paralelă cu BC. Iar BC paralelă cu plana alfa rezultă că mână paralelă cu alfa. Și termen punctul A. La B. NC. Am și calculat. NC, tocmai ce-am zis, 32. Deci NC egal cu 32. Mână. Mână egal cu radical din anul pătrat, care este 12 parte, nu? Mm-hmm. Radical din 12 la pătrat. 12, da. Plus mână 16 la pătrat. Și vine radical din 144. Plus 256. Și face radical din 400. E 400. Deci, l-am aflat și pe mână. Nu, mâncă. 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 Da. Din anul pătrat. Da. Adică 12. 12 la pătrat. Plus... Dacă e 48. 48 la pătrat, da? Da. Face egal cu radicalul din... 44 plus... 48 la pătrat cât e? 2304. 2304. 1000. Face radicalul din... Este 2444. 2448. Ce face? Cred că... Nu este. 4 ai ca 51, dar mie. 4 ai ca 51. Dar trebuie să fac 6x51 sau acum... 6x51? Da, nu, 6x51 dă 816. Nu știu, 16. Păi 204, 2448, dacă ar fost 50 era 2500. 2500. Și cu 8 nu e bine. Nu e pătrat. Nu e pătrat. Cred că l-am greșit. La 48x48 îi vine 2304. 2304, 48... 2500. 2304, da. 2344. Nu, rămâne așa. Ai zis că iese ceva în fapt. Da. Cât are și? Păi, 2448, se mai împarte o dată la 2. Se mai împarte o dată la 2, de 2 la 2. Se mai împarte o dată la 2, 2 la 3. Se mai împarte o dată la 2, 2 la 4. Da, deci mai ieșit 4. 4.
156 împărțit la 3, găsi 4 radical din 153. 4 radical din 153. 4 radical din 153. Am aflat și pe MC. Și acum, da, și acum perimetrul triunghiului. Dar trebuie să facem bână. Bână, tot în triunghiul ăla. Bână. E bână. Sunt cu radical din și ai tot ipotenuză. Da, tot ipotenuză. Radical din cine a de a veni bână? Din A, bână, care e 36 la 6. Da, 36 la pătrat. Plus Ană, când e cheamă? Ană, pe care l-am găsit parcă... Ană, acum. 16 la 16, da. 16 la 1296. 1296 plus 1296. Da, plus 256, care dă 1552. 1052. 1552. Cât de radical este? Noi. 1552, e pătrat perfect. Vezi ce este factor? Ce este și parcare? 97. Cât? 4 radical din 97, se întâmplă la data, prezentă la data 1552. 4 radical din 27, zis, nu? Da, din 97. 97. Așa. Și atunci, perimetrul triunghiului V, M, N, egal cu B, M, plus M, N. B, M, plus perimetrul B, M, cu mână. A, cu mână. Da, 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 da. Bă, mână, plus mână și plus bână. Și egal cu bă, mână, îl știm? Bă, mână. Bă, mână. Bă, știm. 24. Bă, mână, 24. 24. Plus. Mână. Mână, îl știm că l-am aflat. Uitați sus acolo, 20. 20. Și plus ăsta, pe care l-am aflat, 4 radical din 97. Și scoatem un 4. Bm, cât ne-a dat nouă profesor? Bm. Bm. 24. Bm. 24, da. Bm, 4 radical din 97, da? Da, și 20. Ai zis mână, mână e 20. Și mână 20, da, ne-a dat bine. Scoatem un 4 în factor. Factor, da. Și 4 pe lângă 6 plus 5 plus 11 plus 11. 97. Deci 4 pe lângă 11 plus radical din 97. Este termenat. Și am terminat problema așa. Da. Și am fost zic că facem sinteza. Ca să putem să putem la algebra. Da. Ne gândim la fiecare problemă și ce lucruri am folosit acum. Da. Ce facem la ziua mare? Nu știu. Ce facem la ziua mare? Ce facem la ziua mare? Ce? Nu, pe 7 jumate? Da. Da. Facem întâi sinteza și după aceea facem și tema. Așa. Care sunt pus în pusine, să ai. Iar cu ghetare. Aia, da, da. Și cu sinteza, ce-am făcut? Sinteza, oare? Începem eu la cu prima problemă, ce-a fost acolo, ce spune? Sinteza, ce-a fost acolo? 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 Acolo? Hai să vedem unde stă și Maria. Mă mut eu acum. Stai așa, Maria, că o mut eu. Stai pe aici. Așa, ia să vă zic eu la un profesor, că vă zic ei. 136. De ce ne zice pe un profesor? Adică, nu știu să pricep. Bine găsit. Uite așa, bun. Deci am avut așa, tetraedrul acela, am avut paralelism, am avut rapoartele acelea și trebuie să demonstrăm că două zerte sunt paralele cu planul ABC. Tetraedrul cu
baza un... un triunghi oarecare. Triunghi oarecare. Da. Și am avut IEM și IEM, nu mijloace, aparte... Deci, paralelis. Da. Paralelis. Și verte paralelă cu un plan. Verte paralelă cu un plan. Dreapta paralelă pe strană. Da. Paralelă cu un plan. Plan. Da. Da. După aceea, în problema 26, am avut de triunghiul acela ABCD cu triunghiul IEM, AB, în plane diferite. Așa, o piramidă... Și tot paralelism am arătat, că EF-ul a fost paralelă cu... Paralelism în spațiu a fost. Da. Și la problema asta de 7 stele ultima. Tot paralelism. Reciproca teoremei. Plutales. Plutales. Da. Am ca perimetru... Așa, perimetru triunghiului. Exact. Chiar și teorema lui Tales, am aflat la teoria, că teorema lui Tales, a lui Pitagora, corect? Pitagora. Cam asta a fost, nu? Da. Paralism în spațiu, de la fapt, reciproca teorema lui Tales. Oare eu nu știu și cu zeau? Nu, 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 nu cred. Mama, dar dai-mi stii și pe spate. Am făcut ceva? Da. Să oprim de asta, domn profesor. Da. Oprim ora asta și...